Circulația rutieră pe strada București este deschisă de astăzi în ambele sensuri, iar asta va dura până la finele lui noiembrie sau chiar început de decembrie, în funcție de cum va fi vremea, adică dacă timpul va permite efectuarea lucrărilor de reparație a 31 august. Chiar dacă circulația a fost deschisă în ambele sensuri, începând cu ziua de azi, de dimineață semnele de circulație care indică sens unic nu erau scoase. Șeful Direcției Generale și Căi de Comunicație din Chișinău susține că semnele trebuiau scoase sau cel puțin acoperite de către angajații ex drupo care însă au avut libere ultimele două zile și nu au reușit să se ocupe de asta. Amintim că lucrările de reparație a străzii 31 august fac parte din pachetul numărul 2 a proiectului Chișinău, drumuri urbane, care prevede reabilitarea încă trei străzi din centrul Chișinăului, 31 august, Tighina și Alexandru cel Bun.